Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii viitoare, 3-10 decembrie, pentru Zodia Gemeni. Oamenii mei dragi, înainte de toate, vreau să vă sfătuiesc să înscrieți la canalul meu dacă nu ați făcut-o. Apăsați pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui. Și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru susținere. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Dacă sunteți aici, există un mesaj pentru dumneavoastră și încerc cât de mult să vă ajut să vă transmit acest mesaj. Haideți să vedem pentru Zodia Gemeni, Luna sau Ascendent, lucruri importante pentru dumneavoastră vă aduce această săptămână. Pentru în casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră, veți vedea. Oamenii mei dragi, pentru Zodia Gemeni, haideți să vedem ce va fi, ce se va întâmpla, ce fel de energii vor veni în viața dumneavoastră pentru Zodia Gemeni. Luna sau ascendentul în Zodia Gemeni pe canalul meu Luminița Tarot. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, te rog să-mi arăți ce va fi în această săptămână pentru ei. La baza pachetului, vedeți aici, cineva v-a trădat așteptările, v-a simțit trădați, obosiți, stresați, la pământ, ceva v-a doborât și acest lucru v-ați retras, doriți să luminați aceste lucruri care s-au întâmplat, doriți să faceți lumină pe aceste lucruri, căutați un adevăr pe ceea ce s-a terminat aici, ceva s-a terminat, un ciclu și dumneavoastră acum studiați acele lucruri. Văd că sunteți singuri, vă simțiți singuri și v-ați luat o pauză, ori în ce privește la munca dumneavoastră, ori în familia dumneavoastră, da? În căsătoria dumneavoastră sau într-o instituție, aici ceva a fost greu, ați dus pe spatele dumneavoastră, ați primit, ați avut succes, ok, dar ați avut căldură, dar ceva v-a ars, să spunem așa, pentru că dacă ne apropiem foarte mult de soare, soarele ne arde, nu? Și v-a ars și v-a pus la pământ aici, să spunem așa, și acest lucru v-a făcut să vă retrageți. Să meditați pe ceea ce s-a întâmplat, să studiați în profunzime, să înțelegeți mai bine ce s-a întâmplat. Cineva din trecutul dumneavoastră se va întoarce în viața dumneavoastră, cineva sau ceva se va întoarce în viața dumneavoastră în această săptămână. Sau o relație de lungă durată. Văd că cineva aici din copilăria dumneavoastră se va întoarce sau cineva din trecut va reveni la viață cu o veste, cu un gest, ceva va fi. Îmi spune că vă veți ocupa de copii, dacă aveți copii, vă veți aduce aminte de anumite amintiri din copilărie, veți fi nostalgici. Influențele trecutului va avea un rol pentru dumneavoastră. Ori în ce privesc amintirile în familie, neamul dumneavoastră, cu copii, cu bunicii, cu copii, poate și că vă veți ocupa de copiii dumneavoastră în această săptămână, veți da mai mult timp, veți vedea o lumină din trecutul dumneavoastră, veți vedea o situație cu o altă lumină, veți vedea într-un mod mai clar o situație, dar văd că cineva, ori ce va veni din trecut sau, nu știu, ori copilul dumneavoastră, văd că vă va provoca un pic de gânduri, vă va aduce un pic de gânduri o situație. Cred că ori din trecut, ori din copilăria dumneavoastră, ori din viața din trecut, văd că ceva aici vă va pune pe gânduri, va trebui să meditați în ce privește această situație și vă va da un pic de frică, de anxietate. Eu vă sfătuiesc să... Cred că veți dori să stați un pic singur, dar vă sfătuiesc să vă relaxați, să vă odihniți, să vă găsiți pacea și liniștea. Că ceva vă va da pe spate acolo, da? O femeie din trecut sau anumite răni
care le aveți chiar de la mama dumneavoastră, vi le-a dat, că știți că copilul și când e în burtica mamei simte ansietatea mamei, simte sentimentele, frustrările mamei, le preluează. Și anumite răni din trecutul dumneavoastră vor ieși la suprafață în această săptămână și foarte bine, nu vă speriați, nu vă preocupați, pentru că e nevoie să faceți curățenie, să vindecați, să vă ascultați intuiția, da? Văd din nou anxietate, cum spuneam. De aici, ori vă preocupă o situație în ce privește copiii dumneavoastră, ori din trecutul dumneavoastră, secrete sau o femeie ascunsă care nu este sinceră, ceva vă dă de gândit aici și vă simțiți în nesiguranță, să spunem așa, dar eu vă recomand să vă ascultați intuiția, să vă ascultați acel suflet ce aveți interior. Împărăteasa îmi spune că veți avea parte de succes, veți renaște. Ce privesc planurile dumneavoastră și veți avea parte de abundență, de oportunități, de veți comunica foarte mult și veți fi mai sigur pe voi și veți lua decizia în mâinile dumneavoastră. Aici îmi spune împărăteasa, mai îmi spune că să vă conectați la pământ și veți avea abundență nelimitată în toate, cum să spun eu, în toate planurile și la locul de muncă și acasă, în familie, o veți ocupa de copii, veți fi mai sigură pe voi, veți fi senzuală, dar, atenție, mai spune că e posibil o femeie din trecut să fie ascunsă în ce vă privește, este o etalare generală, deci vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc. E posibil ca anumiți dușmanii din trecutul dumneavoastră să aflați cine este acel dușman sau o femeie ascunsă care își ascunde intențiile, sau dumneavoastră veți fi acea persoană care își va face iluzii în ce privește o femeie sau a treia persoană, dar cred că e mai degrabă din copilăria dumneavoastră aici. Dar oricum o să clarificăm lucrurile pe parcurs, să vedem ce este și ce nu este, dar mi-a spus, e mai mult ca sigur ceva din trecutul dumneavoastră va reapărea și va trebui să aduceți la suprafață din profunzimea dumneavoastră pentru a face, pentru a vindeca. Da, văd că vor veni foarte multe schimbări, oportunități pentru dumneavoastră. Există aici o persoană care va veni spre dumneavoastră și va fi un pic cam direct, dar este o persoană onestă. Dumneavoastră e posibil să luați ceea ce doriți să aveți. Văd că veți acționa mai mult și veți fi mai decisă ca persoană, mai puternică după aceste iluzii, preocupări, veți fi mai puternică. Veți fi o persoană care ia ceea ce vrea. Veți fi mai decisă și mentalul dumneavoastră va avea un rol important în această săptămână. Și oamenii mei dragi, văd că aveți o prietenă care vă poate da o mână de ajutor, care vă poate da un sfat, o femeie deschisă, o femeie cu care aveți confidență, cu care veți putea comunica. Este o prietenă de ajutor, să spunem așa, o persoană loială, generoasă. Și cred că în această săptămână veți sta pe acest tron și veți decide, veți lua decizii, să spunem așa, și veți fi mai creativă. Vă veți deschide mai mult și veți avea mai mult, veți vibra de căldură și de optimism, să spunem așa. Haideți să vedem. Pentru zodia Gemeni, foarte frumos. Dacă ați avut probleme de sănătate, îmi spune că vă veți vindeca. În relațiile dumneavoastră vă sfătuiesc să puneți în balanță,
Să ajungeți la un acord cu cineva, e nevoie să ascultați opinia acelei persoane, să puneți pro și contra pentru a ajunge la un compromis, da? Pentru a ajunge la o relație de pace și de serenitate. Aici îmi spune că e nevoie de răbdare, de moderare, de calm, da? În ce privesc relațiile, în ce privesc suflete pereche. Haideți să vedem să e posibil să în această săptămână să comunicați cu zodia Scorpion, Pești, Taur, Leu și Săgetător. Haideți să vedem. Vreau să aprofundez aceste cărți pentru zodia Gemeni. Vorbește ori că ați pierdut un tată, ori că ați pierdut un bărbat, văd ori că în ce privesc relațiile de lungă durată, cineva aici v-a rănit inima, văd o tristețe, cum să spun eu, cineva are remușcări, cineva s-a îndepărtat. Din trecutul dumneavoastră, cred că anumite dureri că ați pierdut pe cineva drag vor ieși la suprafață în această săptămână. Și v-a rănit inima. Văd suferință și e nevoie de timp pentru a trece peste această suferință. Dar văd că v-ați certat, ori e posibil să vă fi despărțit de o persoană din familia dumneavoastră și să aveți remușcări în ce privește acest bărbat. Văd că aici e nevoie de pauză, de odihnă. Să mai lăsați un pic din orgoliu, din vanitate, da? Să vă odihniți, lăsați orgoliu deoparte, că acest lucru vă dă ansie și nu vă lasă să vă odihniți, nu vă dă stres. Nu vă lasă să fiți în pace din cauza orgoliului, din cauza trecutului, ce s-a întâmplat. Și această lună îmi spune din trecutul dumneavoastră că ați fost răniți în familia dumneavoastră, s-a întâmplat ceva acolo sau cineva v-a trădat și v-a rănit și în ce privește ori o întâlnire, ori în ce privește o reuniune în familie, vorbește de o familie, de o reuniune, că sunteți blocați pentru că ați trecut prin momente nu tocmai plăcute, dar în același mod îmi spune că veți avea o bucurie. Da? Deci veți avea o bucurie, veți avea un câștig din partea familiei dumneavoastră. Și va trebui să luptați, pentru că sunt anumiți dușmani aici ascunși și secrete la mijloc. Veți avea parte de bucurie, de câștig, dar va trebui să luptați. În ce spune împărăteasa, am văd că există în jurul dumneavoastră aici un bărbat. La locul de muncă sau în proiectele dumneavoastră există un bărbat în spatele dumneavoastră care va încerca să vă fure cu ceva, va aduce o schimbare. Există aici un bărbat care nu este sincer, da? Nu este sincer, nu este cum credeți că este. În proiectele dumneavoastră, cu cine veți colabora, să stați atenți la o persoană, veți vedea. Sunt curioasă să-mi scrieți și în comentarii, că eu sunt foarte curioasă. Văd aici o ceartă veți primi vești, vor veni vești înspre dumneavoastră. Vor veni vești cât de repede vor veni și cineva va fi decis să se întâlnească cu dumneavoastră, va fi decis să comunice cu dumneavoastră. Cineva va fi decis să vă vrea. Aici văd o reuniune. Cineva s-a certat, dar văd o împăcare. Cineva va fi foarte pornit. Vor fi multe schimbări în relația dumneavoastră. Dacă ați fost certați, va veni cu viteză, va fi mai decis, mai ambițios și văd foarte multe schimbări în ce privește o reuniune cu persoana iubită sau cu cineva drag.
văd liniște și va fi totul bine. Casa dumneavoastră. Dumneavoastră vă veți ocupa de casa dumneavoastră și în ce priveți valorile dumneavoastră, veți avea parte de consolare în familia dumneavoastră, în casa dumneavoastră. Văd că există iubire, există stabilitate. Și în ce privește această temperanță, spune de echilibru, dar de ce? Pentru că cineva aici nu va fi tocmai stabil. Văd o instabilitate, văd anumite speranțe dezamăgite, adică cineva vă va dezamăgi așteptările, să spunem așa. Văd anumite speranțe care le aveți, dar veți fi dezamăgiți din partea prietenilor, din partea persoanelor din afară. Văd aici o instabilitate. Cineva azi așa, mâine așa, e schimbător, să spunem așa, și acest lucru vă va da o dezamăgire. Pentru că e posibil să fie tocmai prea mult independent și să-și vadă de lucrurile sale, dar văd aici o instabilitate și de acolo e nevoie să vă păstrați calmul și de acolo e nevoie să comunicați mai mult cu persoana iubită, să-i spuneți ceea ce doriți, să faceți un compromis, să puneți pro și contra, să ascultați mai mult persoana iubită. Haideți să vedem și ce vrea să vă transmită acest oracol pentru zodia Gemeni. Ce mesaj aveți nevoie să auziți în relațiile de iubire? Un mesaj, un sfat pentru zodia Gemeni ce privește relațiile de iubire. Un mesaj care au nevoie să audă, un sfat care au nevoie să audă în ce privește relațiile de iubire pentru zodia Gemeni. Wow! Spune că să îmbrățișați iubirea acestei conexiuni și să o reînnoiți. Da? Există iubire adevărată și va veni când te aștepți mai puțin. Deci veți primi acel trandafir, veți primi acea iubire când vă veți aștepta mai puțin, va veni în viața dumneavoastră. Și să îmbrățișați iubirea conexiunii, să o reînnoiți. Haideți să vedem. Da, să aprofundați această relație, să aprofundați mai mult ce vă ține cu persoana iubită, ce există între voi în această relație, ce vă aduce împreună, ce vă apropie. Și îmi spune că există o relație de suflete pereche și dacă vedeți 11-11 înseamnă că este un mesaj pentru dumneavoastră, simbolizează armonia și balanța care, dintre două suflete pereche care va veni în viața dumneavoastră. Împăcare, dacă ați fost certați, și îmi spune că veți avea parte de momente telepatice, momente acele când veți fi sincronizați în armonios cu persoana iubită și vă veți înțelege din priviri, să spunem așa. Și îmi spune că să căutați semnele acestei iubiri. Dacă aveți întrebări, îndoieli, dacă va fi această instabilitate, spune că să vedeți și semnele, să căutați semnele în ce privește această iubire, să nu vă dezamăgiți, să nu vă pierdeți speranța. Și îmi spune să vă folosiți înțelepciunea, să vă ascultați intuiția. Și această intuiție vine din, din sufletul dumneavoastră, din liniștea inimii dumneavoastră. Să faceți pace în inima dumneavoastră și veți găsi acolo înțelepciunea, să vă ascultați intuiția, să meditați, să vă ascultați sufletul, inima. Și îmi spune că veți radia de fericire, veți radia de bucurie, oamenii mei dragi. Să urmați esența adevărată a inimii voastre. Wow! Și văd că veți fi conectați cu tot ceea ce este în jurul dumneavoastră. A cincea esență, un maestru, îmi spune de o relație unită, o relație de căsătorie, o relație care se bazează pe lucruri tradiționale, pe valori. Văd o căsătorie care este foarte importantă aici și îmi spune că în același mod sunteți conectată cu divinitatea, uniunea pe toate planurile. Și veți fi mai înțeleaptă în această săptămână.
Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o săptămână plină de iubire. Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii. Eu vă aștept la etalarea zilnică, ca de obicei. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Doamne ajută tuturor. Numai bine, la revedere, dragii mei!